Am auzit multe persoane care obiectează împotriva creștinismului datorită faptului că acesta are o perspectivă restrictivă asupra sexualității. Însă eu vreau să spun în primul rând că Dumnezeu există indiferent de perspectivele pe care noi le avem cu privire la sexualitate. Chiar și cei care nu cred în Dumnezeu au diferite perspective cu privire la sexualitate. Chiar între ei se contrazic și au opinii diferite. Așa că Dumnezeu există indiferent de ceea ce credem noi sau de ceea ce Dumnezeu ne spune cu privire la sexualitate. El există pur și simplu. În al doilea rând, aș vrea să iau un caz practic ca să demonstrez faptul că perspectiva creștină cu privire la sexualitate este cea mai bună perspectivă posibilă. Tinerii, în general, sunt nemulțumiți de faptul că Dumnezeu poruncește în Sfânta Scriptură ca sexul să fie dedicat exclusiv în interiorul căsătoriei. Unii dintre ei nu cred în căsătorie, unii dintre ei cred în multipli relații, unii dintre ei nu au niciun fel de probleme cu privire la consumarea actului sexual înainte de căsătorie. Oare e lucrul ăsta bun? Eu zic că nu. De ce? Să presupunem că ai o fată. Și vine cineva la tine acasă, un băiat, care dorește să iasă cu fata ta, să se plimbe cu fata ta, să se distreze cu fata ta, să aibă o relație cu fata ta, din motive egoiste. Vrea să-și împlinească fanteziile, plăcerile, pornilele, instinctele sexuale. Ție ți se pare normal lucrul ăsta? Ți se pare normal ca după ce a consumat actul sexual și s-a folosit de fata ta, s-o lase și să ducă la alta? Ți se pare normal ca el să înceapă o relație fără niciun fel de garanții sau siguranță oferită cu privire la faptul că el o iubește pe fata asta și a intrat în relație cu fata asta din motive altruiste, dorind să împărtășească dragostea cu ea? Orice om normal la cap ar spune: domnule, aș vrea o garanție, aș vrea să văd că băiatul ăsta o iubește, că el nu vrea să se folosească de ea. Dar de unde ai siguranța asta? Cum poate el să-ți dea siguranța asta când filozofia ta cu privire la sexualitate este una fără niciun fel de restricții? Cum poate el să-ți ofere ție o siguranță când tu însuți dorești să îți practici o perspectivă asupra sexualității fără niciun fel de restricții? Înainte de căsătorie, după căsătorie, cu diferite persoane și așa mai departe. Apoi, observați că restricția aceasta pe care Dumnezeu o pune ca actul intim sexual să fie consumat în căsătorie este ceva ce ne face nouă bine. De ce? Pentru că cea mai frumoasă, plăcută, împlinitoare, satisfăcătoare relație sexuală este cu o persoană în care investești, este cu o persoană în care ești într-o relație pe termen lung. Cu cât schimbi mai mult relații, cu atât vei fi mai nesatisfăcut și neîmplinit. Așa că atunci când Dumnezeu ne restricționează și ne pune să avem un singur partener în căsătorie, face lucrul acesta pentru plăcerea noastră, face lucrul acesta pentru bucuria noastră, face lucrul acesta pentru satisfacția noastră pe termen lung, pentru că cu cât cunoști mai bine o persoană, cu atât plăcerea în intimitate este mai mare. Apoi, este fundamental greșit să fie portretizat Dumnezeu ca un Dumnezeu a restricțiilor. De ce? Pentru că Dumnezeu este autorul, Dumnezeu este sursa, Dumnezeu este cel care a creat sexualitatea. El a făcut omul o ființă sexuală. El i-a dat acest dar și l-a dat ca să se bucure de el. Din contră, Dumnezeu ne-a dat acest dar ca să ne bucurăm de el, să fim împliniți, să fim satisfăcuți. Dumnezeu este sursa acestui dar extraordinar pe care ni l-a lăsat. Și în final, un motiv foarte important, poate cel mai important pentru care Dumnezeu ne restricționează în manifestarea sexuală, este pentru că Dumnezeu vrea să înțelegem relația noastră cu El. Dumnezeu este un Dumnezeu care intră într-o relație de legământ cu noi, prin care își manifestă dragostea necondiționată. Indiferent că am păcătuit, indiferent că am falimentat, indiferent de eșecurile pe care le-am avut în viață, Dumnezeu este un Dumnezeu care nu ne părăsește. Și același lucru vrea Dumnezeu să-l avem în relația noastră cu soțul sau soția noastră. Dacă Dumnezeu ne-ar permite să schimbăm relațiile cum vrem noi sau persoanele cum vrem noi, atunci am transmite ceva fals despre El, că El este un Dumnezeu care ne părăsește. Când nu-i convine ceva la noi, când consideră că nu suntem compatibili, ne părăsește și ia pe altcineva. Dumnezeu nu face lucrul acesta cu noi. Și acesta este unul dintre cele mai importante motive pentru care Dumnezeu ne cere să intrăm într-o relație de dragoste, de legământ cu o persoană pentru toată viața noastră. Perspectiva creștină cu privire la sexualitate este cea mai sigură, cea mai frumoasă, cea mai satisfăcătoare, cea mai logică perspectivă cu privire la sexualitate.